Noi anunțăm mobilizare generală pentru proteste și manifestări de amploare, cu pichetarea clădirilor guvernamentale în scopul provocării alegerilor anticipate. După data de 22 septembrie, dacă Parlamentul nu se convoacă și pe cale parlamentare nu au fost atinse obiectivele, proteste masive, și vă vom arăta ce înseamnă proteste masive, cu blocarea instituțiilor guvernamentale pentru a ajunge la alegeri anticipate. După data de 22 septembrie, Partidul Socialiștilor lansează inițiativa de colectare semnăturilor pentru referendum de alegere prin vot direct a președintelui țării. În acest sens, vin cu un mesaj către toți cei care susțin acest obiectiv, partide politice, instituții non-guvernamentale, să se alăture inițiativii Partidului Socialiștilor de a colecta semnături pentru modificarea Constituției.